La bună vedere, prieteni! Un nou moment de poezie. Ascultăm George Gershwin și am ales pentru astăzi trei autoare. Prima dintre ele, Ileana Mălăncioiu, dintr-un volum antologie, Europoezia. Ne-am întâlnit, am fost împreună, am ascultat poezie și a domniei sale și a multor altor poeți. Am ales pentru acest moment un poem foarte frumos, care, iată, se intitulează "Ci iarăși țin în palmă sufletul tău". Și iarăși țin în palmă sufletul tău și iarăși mă tem pentru drumul lui pe întinsul ceresc. O, dacă sufletele ar putea să zboare cum zboară cocorii și să-și schimbe locul atunci când obosesc, de-am putea să știm bine unde ajungem în zborul uniform obositor și dacă s-ar putea să fie însemnate ca niște păsări cu inel la picior, dacă ea ar putea să întâlnească sufletul tău din nou pentru o clipă ca într-un ținut de vis și dacă ar putea citi în semnul meu și ar înțelege că eu l-am trimis. Să facă odată drumul între mine și ea, călcând pe obiceiuri și pe lege, și să se întoarcă până la hotar să-mi dea un semn că ai putut alege. Da, în aceste zile în care stăm acasă, dacă am putea să ne atingem sufletele, ce bine, ce bine ar fi. Din acest volum colectiv 8 plus 1 for Europe, 8 plus 1 pentru Europa, e un volum bilingv în traducerea lui Petru Iamandi. Am ales tot o autoare, Florina Zaharia, un poem care n-are titlu, dar este extraordinar de sugestiv. Pentru, repet, aceste momente în care stăm acasă, să ne păzim viața și chiar sufletul de acest țăcănit virus care nu ne dă pace, nu ne dă deloc pace. Deci, Florina Zaharia, dacă aș fi pierdut clipele una câte una, până s-ar fi golit și sângele de beznele lui și atingerile ar fi devenit transparente, poate aș fi încercat să răstorn drumul sub pământul bătrân, să nu mai am suprafață și timp și alternativă. Așteptarea mea e o tulpină înțepată de ace, de pași ascuțiți, tămâie și smirnă. Nu știu cum e așteptarea dumneavoastră, așteptarea mea este blândă și cu speranțe. Și un alt autor este prietena noastră Sorina Ivan. Ea încă nu are un volum, dar va avea curând. Și eu am selectat un poem numit Un alt om. Chiar sper ca după aceste zile, luni de stat în casă să fim alți oameni, bineînțeles mai buni. Sorina Ivan, poemul Un alt om. L-am scris aici în agenda pentru că, neavând imprimantă, n-am reușit să-l am într-o formă mai convenabilă, dar eu m-am învățat cu scrisul meu. Deci, ochii nevăzuți scrutează în culise
Scena vieții își continuă actele. Simt cuvinte zdrelite de gheara nepăsării. Interesul e singurul animator ce înflăcărează ochii. Un iad al zilei. Searbădă-i lumea cu această fațadă. Nimic nou. Doar caruselul tăcerii. Își scârție roata într-o perpetuă pierdută voință. Ignor saltimbancii vieții, trași de sforari cu bani. Cu ei lumea moare în neștire. Desenez un alt orizont. De nu, viitorul va spune, pardon? Nu vreau să fiu salci în vânt. Ci mai degrabă vreau să fiu alt om. E, asta ne dorim, dragii mei, cu ajutorul poeziei, cu ajutorul literaturii, cu ajutorul marii muzici, să devenim alți oameni mai buni. Până atunci, să rămânem ce suntem, la fel de buni, la bună vedere, și poezia să ne fie călăuză.